Astăzi este sâmbătă, 8 noiembrie 2014, și am plăcerea să mă aflu în localitatea Gornet din județul Prahova, acasă la unul dintre regii columbodramelor din România în ultimii ani. Este vorba despre campionul prahovean, domnul Titel Banu, pe care îl salutăm pe această cale. Vă salutăm! Salut și eu! Ce faceți, domnul Titel? V-am găsit printre porumbei și sâmbătă. În fiecare weekend alături de ei. Nu vă stâmpărați deloc, văd, v-am prins în coteț acolo, în crescătorie. Așa trebuie, altfel nu ies rezultatele. Nu ies rezultatele. Și iarna pe porumbei. Exact, am fost puțin mai devreme cu dumneavoastră, câteva ore în mijlocul porumbeilor dumneavoastră. Am văzut că se prezintă foarte bine. Stați foarte bine cu năpălirea și cu tot ce trebuie în acest stadiu. Și am selectat de acolo câțiva porumbei reprezentativi pentru crescătoria dumneavoastră din acest moment, zic eu. Mai mulți masculi și mai multe femele. Pe unii dintre ei o să-i prezentăm astăzi, pentru că sunt păsări de o deosebită valoare, din care dumneavoastră știu că ați reprodus în ultimii ani porumbei de certă clasă, cu care ați și câștigat pe multe columbodrame din România locuri de top, locuri foarte bune. Acum în față avem o femelă, dacă sunteți amabil să ne spuneți seria ei. Este vorba de femela 2048 de 2010, de proveniență de la prietenul meu, Marcus Schoner. Deci este cu inel românesc sau nu? Nu, este o femelă adusă din Germania, de la Marcus Schoner. Deci, originală de Marcus Schoner. Da. O femelă care pentru mine e o bună reproducătoare, fiind chiar bunica locului 1As în columbodromul de la Cascadorul în 2012. Da. O femelă lucrată, zic eu, cu cap de domnul Schoner. Da, care pe tată apare mascul romaric de la domnul Jupit, tot din Germania. Mascul reprodus din Rocky Van Kuppen cu femela Miss a lui Jupit. Miss fiind perechea mulți ani a lui Aladdin, cuplu care a adus multe rezultate bune în columbodrame. Într-adevăr. Pe partea de mamă este un incest pe Van Kuppen, doi pui din Real King cu Blue Queen, puși între ei, rezultat o pasăre de Wagner. Păsările de Wagner, pe această linie consanguinitate Real King cu Blue Queen, au avut rezultate foarte bune și în Africa de Sud, pe Colombo. Într-adevăr. În urma studiului am decis să introduc acești porumbei în păsările mele de bază, pentru columbodrom, păsările de cuman. Da, știu că sunteți un crescător care studiază mult originea și porumbei unui columbofil înainte să și procure, adevărat? Da, este adevărat. De cursul anilor am ajuns la concluzia că dacă nu studiezi continuu, dacă nu încerci continuu, dacă nu aduci păsări continuu, nu poți sta undeva sus. Da. Super. O femelă foarte frumoasă. Da, femela a reprodus bine și pentru mine la zborurile de acasă, la zborurile de club. Da. Ea fiind mama unui mascul celebr în crescătoria mea, a lui 10-40, mascul care mi-a adus rezultate foarte bune timp de 2-3 ani de zile, după aceea a venit lovit la o aripă de la un concurs și a intrat direct la reproducție. Într-adevăr.